Salut! În acest material video vă vom demonstra modul simplu în care se poate schimba designul magazinului online creat pe platforma ContentSpeed. După autentificarea în modulul de administrare, în meniul Management Site, alegem Management Interfețe. Aici vom regăsi temele disponibile, toate fiind responsive 100% pentru a se adapta perfect pe desktop, tabletă și mobil. Temele sunt special concepute pentru a respecta standardele și specificul nișelor de Fashion and Beauty, Home and Deco sau IT și bricolaj. Dintre interfețele disponibile, o vom selecta pe cea dorită, folosind butonul dedicat. Interfețele existente pot fi modificate atât din modulul de administrare, cât și direct din site, folosind configuratorul de temă. În meniul dedicat zonei de antet, avem posibilitatea schimbării logo-ului magazinului online. Tot din această secțiune se poate încărca o imagine de fundal și se pot face câteva setări cu privire la modul de afișare al acesteia. Dacă este necesar, se poate modifica mărimea spațiului din header. În meniul denumit Selector de culoare, avem câmpuri cu ajutorul cărora vom stabili culoarea pentru diverse texte, butoane sau meniuri. Alegerea culorii se face ușor, cu un simplu clic pe nuanța dorită, apoi se apasă butonul Salvează. Vă recomandăm să folosiți combinații de culori complementare și să păstrați o singură culoare puternică pentru butoanele de acțiune. Din meniul Font, vom selecta din cele peste 700 de fonturi din colecția Google Fonts. Se va selecta fontul pentru textele afișate în site și, separat, fontul dorit pentru afișarea denumirii produselor. Din meniul dedicat zonei de subsol a magazinului online, putem introduce adresele paginilor de blog, Facebook, Google Plus sau alte rețele sociale. În măsura în care aceste adrese sunt introduse, link-urile către paginile respective vor fi afișate sub formă de iconițe specifice. Tot de aici se pot bifa opțiuni de afișare a diverselor iconițe specifice plăților online. În modulul de administrare există posibilitatea de introducere de cod CSS. Se va suprascrie codul CSS implicit al platformei și, ca urmare, se va modifica aspectul site-ului.